pentru a face față timpurilor de criză, este nevoie să ne exercităm credința, să ne dezvoltăm credința. Frații mei, dacă astăzi aleg, știind că Dumnezeu ne spune pâinea și apa nu vă vor lipsi, dacă astăzi aleg să încalc un principiu al lui Dumnezeu ca să-mi păstrez locul de muncă, pentru că mi-este teamă să mă încred în cuvântul și făgăduința lui Dumnezeu care spune, indiferent de situație, pâinea și apa nu-ți va lipsi. Dacă aleg să mint ca să rămân la locul de muncă, dacă aleg să încalc vreo poruncă de a lui Dumnezeu, să încalc sabatul ca să rămân și să păstrez locul de muncă, când marea criză va veni, nu vom rămâne în picioare. Frații mei, astăzi trebuie să ne exercităm credința în Dumnezeu. Fără servici, dar nu pot să încalc un principiu de al lui Dumnezeu. Fără servici, dar nu pot să mint. Dacă astăzi vindem principiile lui Dumnezeu pe lucruri mărunte și nu alegem să ne încredem în făgăduințele lui Dumnezeu, frații mei, cum ne vom încrede în ziua aceea în care cei mai tari vor fi pe genunchi? De asemenea, un citat pe care vreau să vi-l citesc, zice așa: aceia care acum pun la lucru puțină credință sunt în cea mai mare primejdie de a cădea sub puterea amăgirilor satanice și a decretului de constrângere a conștiinței. Chiar dacă vor rezista încercării, vor fi aruncați într-o groază și într-un chim mai adânc în timpul de strâmtorare, pentru că niciodată nu și-au făcut obiceiul să se încreadă în Dumnezeu. Lecțiile de credință pe care ei le-au neglijat vor fi siliți să le învețe sub apăsare și descurajare grozavă. Ați auzit, fraților? De ce au fost atât de descurajați ucenicii atunci când Domnul Hristos a fost crucificat? Pentru că nu și-au dezvoltat credința la timpul potrivit. Frații mei, dacă astăzi nu învățăm să ne încredem în Dumnezeu, dacă astăzi principiile lui Dumnezeu sunt de vânzare pe lucruri mărunte, când va veni marea criză, unii vor reuși să rămână în picioare, dar cu chinuri grozave. Așa spune cuvântul. Lecții de credință pe care le-au neglijat vor fi siliți să le învețe sub apăsare și descurajare grozavă. Dacă acum nu ai învățat să te încrezi în Dumnezeu și să rămâi credincios la principiile lui Dumnezeu cu orice preț, cu prețul vieții, va trebui să înveți lecția aceasta sub o descurajare și o presiune grozavă, în care mulți vor cădea. Dar dacă astăzi pui la lucru credința în Dumnezeu și cu orice preț rămâi la principiile lui Dumnezeu, când marea criză va veni, deja ai lecțiile trecutului învățate, frații mei. Va fi greu, dar nu atât de greu cât îi va fi unuia care astăzi nu și-a învățat lecția. Pentru a fi pregătit pentru marea criză, astăzi e timpul să ne exercităm credința. E timpul să stăm la principiile lui Dumnezeu cu orice preț. E timpul să ne încredem în făgăduințele lui Dumnezeu, împotriva oricărei speranțe, să stăm la așa zice Domnul, cu orice preț.